19 și 26 de minute la RFI. Astăzi vom vorbi despre Deșteptarea Primăverii, spectacolul care deschide seria celor 6 premiere din stagiunea 2016-2017 la Teatrul Mic din București. Și cam aceasta este ambianța care vă așteaptă atunci când veți merge să vă instalați în sală, pentru că muzica este live, muzica originală este compusă de Daniel Roca, solistul trupei Firma. Trupa Firma este și ea număr complet la acest spectacol, timp de 3 ore, o adevărată performanță atât pentru actori, dat cât și pentru muzicieni. Despre această dublă performanță vom vorbi astăzi împreună cu regizorul Vlad Cristache și muzicianul Daniel Roca aici în studio nostru. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru vizita voastră. Bună dimineața. Felicitări pentru acest spectacol atât de curajos, care răspunde unor noi tendințe, din câte am înțeles, în teatrul european, Vlad Cristache. A combina muzica live cu performanța actorilor, este adevărat? Eu am propus acest proiect pentru că răspunde unor noi tendințe din sufletul meu. Mă bucur să aud. Care este european, de altfel. Care este internațional, da? Așa. Și am simțit că acest spectacol, care vorbește foarte, acest text vorbește foarte mult, foarte frumos despre adolescență, are nevoie de o coloană sonoră anxioasă pe care numai o trupă rock, cum e trupa Firma, puteau să o facă. Este un text care reprezintă o capodoperă a Teatrului Mondial, deși destul de puțin cunoscut, nu? Frank Wedekind și Deșteptarea Primăverii. În general, oamenii care se pun contra curentului, cum a fost el, au parte de un destin tragic. El n-a fost apreciat foarte mult în timpul vieții lui. Premiera piesei Deșteptarea Primăverii a fost însoțită de un mare scandal, pentru că e destul de șocantă pentru epoca respectivă. E șocantă și pentru ziua de astăzi. Este puțin, da, este puțin. De fapt, ce este Deșteptarea Primăverii? Poate povestim un pic așa. Deșteptarea Primăverii e o poveste tandră și crudă în același timp despre adolescență, despre acel moment în care un copil e forțat să devină adult. Și se uită în oglindă și nu-și mai recunoaște propriul corp și propriile senzații sexuale și nu știe cum să-și canalizeze această nouă energie pe care o descoperă. Și pentru că nu reușește să comunice cu nimeni din jur, cu părinți, familie, profesori, e de aici tragedia. Un text. Un text scris la sfârșitul secolului al XIX-lea, la 1890 și... Da, și care atinge în același timp ceva esențial despre natura umană și despre această perioadă, despre adolescență și despre... dărâmă în același timp și prejudecăți, atacă prejudecățile pe care le are societatea, prejudecăți pe care le au profesorii vis-a-vis de educație, prejudecăți pe care le au părinții vis-a-vis de cum ar trebui să se comporte un tânăr. Și noi am gândit spectacolul ăsta ca un poem teatral rock, așa l-am denumit, și am încercat să facem să fie un pumn în stomac pe care îl dăm spectatorilor prin muzica compusă de Daniel Roca și prin interpretarea senzațională a 10 actori tineri care fac parte din trupa Teatrului Mic cu ocazia acestui spectacol. Și, na, cam atât. E foarte mișto spectacolul, veniți la teatru. Un spectacol dificil, de care toată lumea se achită o leamă, cum spune francezul. You come on, the holy time of vision. No race was formed. Când a apărut ideea muzicii live și când a apărut ideea trupei Firma, de fapt, pentru acest spectacol? Trupa Firma e trupa mea favorită încă de când eram în liceu. A ta? Da. Și întotdeauna m-am gândit că la un moment dat, când o să se ivească oportunitatea, o să-i contactez să facem un spectacol împreună. Textul ăsta, în momentul în care l-am citit,
am simțit parcă că unele din melodiile deja existente ale trupei Firma s-ar putea potrivi ca și coloană sonoră a spectacolului. Am avut susținere din partea managementului Teatrului Mic și a domnului Colceag, susținere financiară, în sensul că e un buget consistent la acest spectacol, și am putut face acest demers, să contactez trupa și să începem această colaborare. Și am ieșit cu Roca la niște beri și am început să pun la cale spectacolul. Știi cum s-a sunat asta? Am obținut buget și am mers la bere. Și de aici a explodat. Da, dar de acolo a plecat, de la prima bere, care s-a dublat, l-am dat, s-a triplat ca și stare de spirit. Ne-am întâlnit, mi-a vorbit de textul ăsta. Și apropo de ce spuneai mai devreme, că sunt oameni care nu știu de Vedekind. Noi nu știam cu adevărat de el, nu știam ce a însemnat pentru dramaturgia mondială. Și asta pentru că, așa cum am vorbit în pauză, fără ca oamenii să fie conștienți de chestiunea asta, că mai vorbim și în pauze, noi nu doar în live. Eu vorbesc numai la radio și la repetiție. Așa. Nu se comunică foarte mult între nișele astea arții muzicale și în nișele intermuzicale nu se comunică, dar aminte între teatru și muzică foarte mult, deși sunt foarte multe proiecte care sunt legate în sensul ăsta, și mi-a dat textul, mi-a povestit despre el în mare și l-am aprofundat puțin și am simțit într-adevăr că există un fior rock and roll acolo în spatele cuvintelor, se ascunde o rebeliune specifică vârstei și nu numai și specifică nouă, așa este. Noi suntem niște rebeli. Suntem, avem suflet rock and roll, într-adevăr. Poate ascultăm o piesă aproape întreagă, da. Înregistrare din timpul spectacolului. E din timpul spectacolului, da, live. Și sângerează în taină, plecăm așa vă lui Iisus. Și sângerează vesel, sângerează vesel la nesfârșit, prin rănile deschese, de mângâierea lui. Aceasta este atmosfera. Cam și din pentru mai mult veniți la teatru, Teatru Mic. Da. Aș vrea să vorbim puțin despre temele, atât ale textului, dar și ale muzicii și cum ați lucrat împreună. Deci, în primul rând, să explicăm ascultătorilor ce se întâmplă, de fapt, pe scurt, sinopsisul acestei piese. Un grup de băieți și un grup de fete, un grup de profesori. Un grup de fete și un grup de profesori, da? Și, pe scurt, o fată descoperă că devine femeie. Și un băiat descoperă că devine bărbat. Și în încercarea lor de a descoperi împreună ce înseamnă dragostea, încercarea asta lor deviază, pentru că nu au cu cine să comunice ca să-și explice ce simt. Și atunci comportamentul lor devine deviant. În loc să se sărute, se lovesc.
în loc să facă dragoste, el ajunge să obiciuiască. Cu atenție la spoilere. Da. Deci... Și fără multe spoilere. Nu, este okay, nu facem spoilere. Nu este un spoiler. Nu este un spoiler. Și în același timp avem un alt plan cu un tânăr care e supus presiunii performanțelor școlare și din partea părinților și din partea profesorilor și nu e în stare să lege nicio relație de prietenie cu nimeni altcineva decât cu Melchior, cu personajul principal care am vorbit, și acest puști, Moritz, ajunge până la urmă să se sinucidă. Și toată această tragedie se naște pentru că nu se poate comunica. Între adulți și copii există o barieră de netrecut. Și în cadrul ăsta ne-ați mai întrebat de cum am lucrat la muzică și la îmbinarea temelor spectacolului și a muzicii, așa. Roca a fost la toate repetițiile. Am vrut de la început să nu existe senzația pentru spectator că de aici până aici este teatru, de aici până aici este concert. Am vrut să avem organic o îmbinare organică între spectacolul de teatru și concertul rock și cred că se simte chestia asta. În permanență există comentarii muzicale la majoritatea scenelor, există pe energia pe care o dezvoltă actorii în anumite scene, se urcă trupa și cântă o piesă, după care peste trupă se urcă actorii și duc mai departe. Și cred că e o comunicare foarte bună între... Am de altfel un mic exemplu. 15 februarie, picioare. 16 februarie, picioare. 17 februarie, picioare. 18. De fapt, remarcăm imediat că muzicienii sunt tot timpul extrem de atenți, extrem de prezenți, urmăriți, de fapt, de sus, din loja voastră, cu foarte multă atenție ce se întâmplă pe scenă și există întotdeauna această susținere și acest comentariu este muzical. Este o comunicare cu duș întors, suntem atenți la tot ce fac ei acolo, pentru că ne transmit fără să realizeze uneori energia live-ului de acting, dar și simt și pe ei atenți la noi, pentru că sunt multe situații unde intră, după cum a spus Vlad, intră pe un fior pe care l-am simțit noi. Asta este fain la piese de teatru, asta pot să fac o mărturisire. Niciuna, nicio reprezentație nu asemănă cu cealaltă. De fiecare dată se întâmplă ceva nou și cu noi și cu ei și în comunicarea pe care o avem împreună pe scenă. Și comunicarea pe care o avem cu spectatorii. Nu contează foarte mult. Asta, bineînțeles, și asta pentru că ai făcut scenografia de așa natură, sunt foarte implicați spectatorii, spre deosebire de alte. Spectatorii nu stau în sală, stau pe scenă. Stau pe scenă, în da? Curte și în grădină, așa sunt numit cele două părți, nu? De o parte și de cealaltă. Iar acțiunea se petrece în mijlocul scenei. Da, și am vrut să fie sugestia la care am pornit pentru decor e că e o sală de clasă în care spectatorii sunt invitați la cursuri și cursurile sunt despre dezastru de a fi tânăr. De a fi om. De a fi om, de a fi om. Dar, până la urmă, viața este o clasă pe care mulți nu reușesc să o... Așa, termină. Din punct de vedere muzical, îmi spuneai puțin mai devreme că ați găsit niște teme pentru diferitele momente ale spectacolului. Da, care sunt acestea? Sunt trei laimotivuri care se întâmplă muzicale să apară de-a lungul piesei. O să descoperiți, eu sunt foarte atent la spoiler, spre deosebire de mai tânărul meu coleg, ca să citesc din text. Cert e că sunt, din ce am vorbit noi, sunt teme asociate personajelor principale. Exact. Adică există o temă a Wendley, o temă a lui Moritz și o temă a lui Melchior. Da. În jurul acestora s-a construit. Wendla și Moritz sunt cei doi adolescenți care au o relație Melchior. Moritz este tânărul care se sinucide. Da, și sunt temele asociate cu ei. Și apar de-a lungul spectacolului și îți reamintesc de unde pleacă povestea, te țin oarecum în priză, sunt niște chestiuni care se leagă foarte fain de la prima scenă până la ultima scenă, se leagă, comunică între ele și muzica ajută
sufletul omului să rămână erect. Nu pot să cred ce se întâmplă cu mine, despre ce vorbesc. Despre deșteptarea primăverii, cum? Da. Haideți să vorbim puțin despre distribuția spectacolului. Da, să nu uităm că e totuși un spectacol și cu actor. Și cu actor senzațional. Și foarte mulți actori. Știu că toată lumea zice chestia asta în emisiuni. Toată lumea zice, își laudă actorii, dar de data asta chiar, vă zic cu mâna pe inimă, că sunt niște actori senzaționali. Am pornit la drum proiectul ăsta în ideea că știam de la domnul Gelu Colceac, director Teatrului Mic, că urmează să angajeze 10 actori. Și atunci am făcut această distribuție în care am adunat cei mai buni 10 actori tineri pe care îi cunosc eu. Și avem roluri remarcabile. Sunt două distribuții, distribuții paralele. Sunt două vibe-uri diferite când mergi la spectacol și vezi cele două distribuții. E același spectacol cu două energii ușor diferite. Se pun accentele diferite în anumite locuri. Sunt actori senzaționali. Silvana Mihai, Alina Rotaru, Ionuț Vișan, George Albert Costea, Rare Stoica, Alex Voicu, Gabi Costin, Cezar Grumăzescu, Marian Olteanu, Răzvan Crem Alexe, Silviu Debu, plus o echipă Andrei Alexandrescu, da. Plus o echipă de actori experimentați ai Teatrului Mic, care au acceptat să facă un pas în spate și să fie rolurile de secundare care susțin pe acești tineri în încercarea lor de a fi starurile acestui spectacol. Prezentați cu mult umor, dar iarăși poate reușim să nu facem un spoiler. A ales Vlad Cristache să prezinți profesorii de o manieră puțin... A zbârnăit. Nu, e un actor, da. Un actor pe care l-a uitat în distribuție, a trimis un mesaj. Așa, să vorbim puțin despre actorii experimentați și modul în care prezinți corpul profesoral în acest spectacol. Cum se face ca unii dintre cei mai străluciți elevi să se simtă irimediat atras de cel mai slabit? Eu pot să înțeleg primate, domnule, cum, coleg. Deci, în afară de Gheorghe Visu, care este rectorul acestei școli și care se ține bine și zdravă pe cele două fișoare ale țale, ceilalți profesori săraci. Da, sunt... merg cu mergătoare. Merg cu mergătoare. De ce? Mi s-a părut foarte amuzant că în prima parte a spectacolului tot afli de la tineri ăștia că sunt terorizați de profesori, le e frică de ei, sunt îngroziți de ce o să zică, de ce o să facă. Și mi se pare foarte tare că în partea a doua, când apar prima dată profesorii să judece o potențială exmatriculare a lui Melchior, s-a în față niște figuri ridicole. Să-ți dai seama, ăștia sunt oamenii care le distrug viața tinerilor ăștia și care îi terorizează. Și de-astea sunt cu o tușă caricaturală ușor tratați profesorii. Pentru că ei, plus că accentuează tragismul scenei, pentru că în timp ce Moritz este mort pe jos, profesorii aceste caricaturi de oameni, așa, judecă exmatricularea lui Melchior, pe care îl fac vinovat de sinuciderea lui Moritz. Sunt teme dificile care, indiferent de generație, ele continuă să rămână de actualitate în lumea aceasta a adolescenței. Evident, vorbim despre descoperirea sexualității, dar și, din nefericire, despre suicid, care este un adevărat flagel al lumii moderne. Și cred că spectacolul ăsta vorbește și despre pierderea inocenței. Eu tânjesc prin spectacolele mele să mă reconectez la o la ceva curat. La viața de liceu? Nu, la ceva curat. Ceva curat ce simt că am pierdut între timp, când am devenit adult, responsabil și respect normele sociale. În multe spectacole ating tema adolescenței și a trecerii de la copilărie la maturitate, cum ar fi în History Boys, pe care l-ai văzut și de care am mai vorbit aici în emisiune. O parte din distribuția din History Boys se regăsește de altfel în deșteptarea primăverii. Am fost foarte fericită să-i regăsesc. Da. Văzusem spectacolul de curând. Era ca și cum am rămas în aceeași ambianță. Da.
Și dacă History Boys e o privire luminoasă asupra adolescenței, cu speranțe, cu aspirații, cu omul poate realiza orice și pornește în viață cu elan, în deșteptarea primăverii vedem cum se frângă aripile unor tineri care au încă ceva curat în ei și vedem în timpul spectacolului cum pierd un pic din curățenie. Cât ați repetat pentru spectacol? Cred că 2 luni jumate. Uh-huh. 2 luni jumate. Și ceea ce mi se pare decent, adică e un spectacol de anvergură, sunt 24 de oameni pe scenă, plus lucruri la muzică, plus sunt diferite compartimente, muzică. Bine, dar am fost smart și le-am făcut simultan. Adică exact, n-am simultan. Așteptat în timp. Ia să terminăm totuși în 2 luni jumate. cum a fost această experiență, de fapt? Care sunt momentele cele mai importante pe care le-ați păstrat voi ca muzicieni până acum? Pentru că o să vorbim despre ceea ce și cum vedeți voi continuarea, pentru că în primul rând e un concert pentru ei în fiecare seară când e spectacol. Da, este într-adevăr, e un concert, îl simți încă pe un concert. Păi, da, este mai mult decât un concert. Este mai mult decât un concert, da. Asta tot încerc să spun amicilor care spun că au mai văzut sau auzit. N-au văzut. Și cei care cred că le-au văzut pe toate, n-au văzut piesa asta, n-au văzut-o. Și dacă nu vin să vadă, n-au cum să mai vadă. Nu știu dacă se înțelege ce spun. Dar cu ce a rămas noi? A rămas cu starea faină, cu emoția actorilor, încă au fost generoși, am spus, și ne-au primit cu sufletul, cu sufletele deschise și ne-au lăsat în lumea lor. E o lume destul de e așa închistată, pentru că este nevoie de intimitate pentru a-ți construi personajele. Ei se știu între ei, se înțeleg. Când vine un străin, fie el talentat, I don't know, sau de treabă, strică puțin din corola de minuni a spectacolelor. Și au fost foarte fain în sensul ăsta. Și ne-am hrănit cu energia asta. Este o energie pe care cred că numai la ei o găsești în sările de repetiție, fie că vorbim de teatru sau, nu știu, un subsol undeva unde își construiesc personajele. Și cu bucuria pe care am avut-o după ce am văzut reacția lor la piesă, pentru că Vlad a decis să introducă muzica printr-un concert pe care l-am avut. Da, în momentul în care am avut gata, singurul private party pe care l-am dat party, da. Pe care l-am dat noi, pentru că n-am ajuns la nicio nuntă și niciun private party până acum, a fost aici și am simțit că le place, și asta i-am spus și lui înainte să intrăm, dacă nu îi vom convinge pe actori să vă accepte. Da, bine, puteam să-i convingem să ne accepte, dar nu, să-i convingem muzical prin cu spiritul, să spun așa, nu verbal și cu PR-ul, n-avea nicio șansă, pentru că ei urmează să preia din emoția muzicii și să o transmită spectatorului, și dacă ei nu sunt împăcați cu asta, nu au cum să se compromită, am simțit. Și în momentul când le-am văzut reacțiile, am fost foarte fericit. Trezără. Cine merge după cine, de fapt? Muzica merge, urmează actorul? Poți să răspund tot eu, mă lași pe mine, Vlad, te rog. Am răspuns mai devreme. Este un dans în doi. Sunt două stări de spirit care se completează. Mai m-a întrebat cineva dacă este concert cu inserții teatrale sau teatru cu inserții muzicale, stații muzicale. Nu este niciuna, nici alta. Și revin iarăși cu o voce mult mai gravă. Deci, noi vorbim aici, discutăm, dăm spoilere, dar și cu spoilerele astea, după cum ai spus tu, Mihaela, nu se înțelege nimic. Este foarte important să ajungă oamenii acolo. Și răspunsul la întrebarea asta o să vină automat în momentul când simți că, într-un fel sau altul, tot ce s-a construit acolo nu are valoare decât dacă este emis împreună de toată lumea implicată, până și cei de la Lumină, pentru că au un rol în sensul ăsta, oamenii, toți tehnicii. Am dreptate, am vorbit, da, așa, mulțumesc. Da. Mă întrebam, pentru că se simte că lucrați împreună, era o falsă întrebare, de fapt eram curioasă, cum se construiește această alchimie? Cine
ce actor urmărește și cum? Pentru că e foarte dificil. Voi sunteți pe un fel de podium, la înălțime, la câți metri înălțime? Da, există regizor. Eu a trebuit să colez toate lucrurile astea și să jucăm toți în aceeași sâmbătă și să fim toți în aceeași. Clar, dar în momentul în care, în timpul spectacolului, atunci regizorul nu poate interveni. El nu mai are niciun cuvânt de spus atunci, în secunda aceea. Atunci se creează alchimia. Atunci se creează alchimia, dar sămânța este, a plecat exact de la... De la acest grădinar care este în Vlad Cristian. Da, sămânța a plecat exact de acolo. Și actorii, și noi iubim și ei ne iubesc pe noi. Dar cred că ăsta e cel mai bun răspuns. Există o dragoste acolo care se manifestă la fiecare reprezentație altfel. Uneori unele dimineți ești puțin mai rece, alteori ești puțin mai... Dar asta nu înseamnă că nu ești implicat, ci simți puțin altfel momentul, în funcție de zi, de spectatorii care vin. Se creează și acolo o emoție cu spectatorii în timp real. Deci, scenografia este acolo, direcția a fost dată. Acum toate lucrurile astea au prins viață, spectacolul este organic și nici nu ne punem această întrebare, de fapt și de drept. Ne simțim pur și simplu în timpul piesei. Nu cred că sunt foarte multe astfel de spectacole montate în România. Sigur nu sunt. Dar știu că am mai văzut unul în același stil, dar acesta al vostru este cel care deja tinde către perfecțiune în ceea ce s-a făcut până acum la noi. Adică ați reușit să creați într-adevăr o alchimie între actori și muzicieni. Este și un spectacol, un text foarte consistent. Actorii sunt extrem de buni, o scenă generoasă, o punere în scenă isteață și un spectacol care durează totuși 3 ore cu o mică pauză, ceea ce înseamnă că este o muncă dificilă pentru toată lumea. Este. Și mulțumesc frumos că zici lucrurile astea. Și eu cred la fel. Cred că e un spectacol senzațional și cred că e cel mai frumos lucru pe care l-am făcut eu în viața mea. Până acum. Da. Până acum, păi n-am murit. Până acum. Cum credeți voi că va evolua acest spectacol? Sunteți la câta reprezentație deja? Așa s-a reprezentat. Și eu sper că se va juca enorm de mult. Cred că va crea un fanbase va exista un fanbase al spectacolului care va veni de mai multe ori să vadă. Cred că noi o să ne întoarcem să jucăm spectacolul ăsta și poate peste 4 ani, peste 5 ani și o să ne amintim de un moment unic din viața noastră, în momentul în care am repetat și am construit acest spectacol și cred că va revigora teatrul mic, spectacolul ăsta. Cred că este o primă pagină într-o nouă istorie a teatrului mic. Daniel, cum vă veți organiza? Pentru că aveți și voi totuși angajamentele voastre. Avem, nu? Și noi viața noastră. Aveți și voi viața noastră de muzicieni. Nu. Viața noastră pe total este legată de muzică, iar aici ne manifestăm. Bine, într-un fel sau altul interpretăm. Există un rol care poate fi decupat al nostru, al fiecărui coleg în parte. Muzica este un personaj în sine. Este un personaj în sine, exact, dar asta facem ce iubim. Nu e ca și cum am deviat de la drumul nostru. Ăsta este oarecum drumul nostru în momentul ăsta, dar lucrăm în paralel și la albumul 2 de la Descântece și o să existe, bine, va exista și muzica spectacolului, va ieși pe un vinil undeva la următoarea deșteptare a primăverii. Pe vinil? Da, suntem prea cool. Rocker adevărat. Deocamdată strângem bănuți să luăm pick-up-uri pentru toată distribuția. Dar nu. Asta e o altă întrebare legată de cele 3 ore, de faptul că am muncit împreună 2 luni și ceva la spectacol, de faptul că îl promovăm cum facem acum, că o să se joace 4-5 ani, sperăm noi, forever and ever, până când nu mai arătăm adolescenți. Nu că am arătat acum, dar... Vorbește despre tine, eu arăt. Nu am simțit ca pe o muncă tot ce s-a întâmplat aici. Este natural și natural. Iar pe scenă, cele 3 ore nu le simțim noi, cel puțin de mine vorbesc acum, și publicul. Asta a fost iarăși o întrebare care am pus-o, Vlad. Cum ții un om 3 ore la teatru?
oricât ar fi de îndrăgostit de starea de spirit, de mirosul sălii, și a găsit soluția asta, a găsit rețeta asta, și asta mă bucură pe mine. Pentru că e nevoie de cele 3 ore. Nu pot să spun. Iar voi sunteți acolo chiar înainte ca publicul să se să intre în sală. Da. Pentru că muzica, publicul atunci când intră în sală este acompaniat de muzica live. Aș vrea să-i numim și pe ceilalți membri ai trupei. Da, colegii mei pe care salut cu această ocazie: Adrian Coma la chitară, Sorin Arhan la bas și domnul Bărbuță la tobă. Noi suntem fanii lui Bărbuță, de asta să se simte căldură în vocea mea. Toți iubim piesa asta și o simțim ca fiind a noastră. Este și copilul nostru, Vlad. Mărturisesc acum, să nu cumva să avem discuții. Dar colegii mei sunt... îi descriu și pe ei atunci când mă descriu pe mine în această piesă. Cum au trăit actorii acest experiment, această experiență a muzicii live? Eu i-am văzut, era la sfârșitul spectacolului nu ca și cum ar fi făcut un spectacol de 3 ore, ci parcă ar fi asistat la un concert de 3 ore. Atât de fericiți erau. Au primit cu entuziasm. Toată echipa simte că realizăm ceva important. Asta am simțit cam după prima săptămână de repetiții, că toată lumea își dă seama de potențialul acestei propuneri, potențialul acestui text, potențialul muzicii pe care a compus-o Roca, și toată lumea simte că face parte din ceva important. Și oricum, dacă stai să te gândești în băltoaca de spectacole de plastic și bidimensionale pe care le oferă piața bucureșteană, acest spectacol răsare totuși ca o floricică. Te referi la piața teatrală? De la piața teatrală. Da, ca să nu confundăm, să nu zică lumea că cine știe ce alte lucruri. La piața teatrală, adică... La piața teatrală. Bine, e un spectacol cu carne și cu personalitate. Este un spectacol cu carne și cu personalitate, evident. Eu sunt foarte curioasă să văd cum va evolua peste câteva... Când este următorul? Următoarele reprezentații sunt pe 4-5 martie, 16-17 martie. Biletele le găsiți la Casa de Bilete a Teatrului Mic și pe bilet.ro. Mulțumesc, Vlad Cristache, mulțumesc, Daniel Roca, pentru vizita voastră. Mulțumesc și noi. Mult succes în continuare.